Procurorii cer 10 ani de închisoare pentru fostul primar al capitalei Dorin Chirtoacă în dosarul parcărilor cu plată. Într-o postare pe Facebook, Chirtoacă se arată indignat că în loc să renunțe la învinuiri, acuzatorii de stat insistă să-l vadă după gratii. Contactați de TV8, responsabilii din cadrul procuraturii ne-au spus că nu comentează acuzațiile decât în ședințele de judecată, iar în cazul în care Chirtoacă este nemulțumit de acțiunile lor, este în drept să le conteste. În loc să renunțe la învinuiri, procurorii cer 10 ani de închisoare într-un dosar fabricat la comandă politică a mafioților Plahotniuc și Dodon. Mă voi adresa din nou ambasadelor europene și SUA, precum și organismelor internaționale, în legătură cu abuzurile procurorilor, care au format ei deja o mafie. Acest dosar se dorește a fi un fel de cadou pentru Dumitru Robu, odată cu prelungirea de către Parlament a interimatului său la procuratură. Procuratura Generală confirmă că solicită 10 ani de detenție pentru Dorin Chirtoacă, însă a refuzat să comenteze acuzațiile aduse de fostul edil al capitalei, suspendat din funcție și cercetat penal în dosarul parcărilor cu plată. Aferent acuzațiilor care se aduc, nu le vom comenta. Disputele pe marginea probelor administrate urmează să aibă loc în ședințele de judecată, ci nu pe rețelele de socializare. În situația în care persoana vizată nu este de acord cu actele, acțiunile procurorilor, urmează să le conteste în modul și ordinea prevăzută de legislația procesuală penală. Au declarat reprezentanții procuraturii pentru postul nostru de televiziune. Contactată de TV8, procurorul de caz Cristina Gladkov a calificat acuzațiile ca un drept de apărare a lui Chirtoacă. Cât despre probe, aceasta dă asigurări că sunt suficiente pentru a-i demonstra vinovăția. Este partea apărării a domnului Chirtoacă, este în drept să-și facă linia sa de apărare. Caz în care deja am ajuns la dezbaterile judiciare și au fost examinate probele prezentate de către apărător, evident, ele sunt, ne bazăm pe probele date și solicitarea pedepsei este în limita prevederilor articolelor de care este învinuit domnul Chirtoacă. Dar procurorii dispun de probe pentru a proba vinovăția? Desigur. Dorin Chirtoacă este acuzat de fapte de corupție și trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din capitală. Fostul primar al municipiului Chișinău se declară nevinovat. În același dosar a mai fost vizat și fostul șef al direcției transport, Igor Gamrețchi, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, dar și fostul viceprimar, Nistor Grozavu, și omul de afaceri, Alexandru Pincevski.